Dragi colegi, în data de 22 iunie ne așteaptă un moment istoric, unic, odată la șase ani. Odată la șase ani, suntem chemați să ne asumăm cu responsabilitate maximă viitorul magistraturii. Așa cum v-am propus în proiectul pe care vi l-am prezentat de-a lungul întâlnirilor pe care le-am avut la cele 16 curți de apel, ceea ce îmi propun și vă propun pentru următorii șase ani vizează trei aspecte principale. În primul rând, independența justiției. În al doilea rând, îmbunătățirea calității vieții noastre profesionale, cu problemele acute, cu problemele cronice cu care ne confruntăm cu toții și pe care le trăim pe pielea noastră zi de zi. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește activitatea viitorului Consiliu, lucrurile cred că trebuie să se întoarcă în matca normalității, sub semnul transparenței, al integrității, al eficienței și al responsabilității. Cuvântul integritate este cel cu care am deschis acest proiect, totul sub semnul integrității. Același cuvânt este cel care cred că trebuie să caracterizeze activitatea viitorului Consiliu. Integritatea individuală a fiecărui magistrat trebuie să se reflecte în integritatea instituțională a acestui organism chemat să ne reprezinte la cel mai înalt nivel. Iată că, odată la șase ani, ne vine rândul să ne asumăm viitorul magistraturii, un viitor pe care nu îl văd altfel decât sub semnul aceleiași integrități. În lipsa integrității, de data aceasta instituționale, cred că independența justiției va rămâne, așa cum este vehiculat în spațiul public, din păcate, un singur privilegiu. Așadar, vă invit în 22 să ne asumăm cu responsabilitate, luciditate și maximă exigență viitorul magistraturii.